Părintele Cristian Bălnean, schimbăm un pic atmosfera de să nu rămânem numai în același ambient, cu atât mai mult cu cât cred că Iuliana merită să ia o mică pauză, mai ales că această contribuție a lui Olivia a fost destul de costos. Iar i-am cerut părintelui Bălănean, care vine tocmai de la Oradea, pentru noi, preot greco-catolic, celib, așa, care se ocupă, printre altele, și cu afaceri judiciare, probleme judiciare de judecată, din episcopia greco-catolică de Oradea, l-am lăsat să ne vorbească despre raportul generațiilor de astăzi cu cartea. El a intitulat intervenția sa prin Arta de a învăța și raportul noii generații cu cartea. 20-25 minute maxim. Cristian, mulțumesc că ai venit. Nu știu dacă dumneavoastră simțiți, dar eu deja simt acea stare de care vorbea Sfinții Părinți, demonul la miezii, accezia, presiunea, știu eu, gustului de pizza. Să începem așa cu o notă mai umoristică. Am ajuns aseară, am ajuns cu întârziere, am întârziat avionul, am întârziat și eu. S-a întârziat puțin și deschiderea ușii la părinții asumționiști. Mă întrebam dacă mai ajung la această conferință sau nu. La un moment dat am rebotezat, chiar dacă vorbindu-se astăzi despre ecumenism, din perspectiva Bisericii Catolice, nu se poate recurge la rebotezare și botezul creștin, indiferent de care confesiune este administrat, este considerat valid, dar am rebotezat această conferință, având în vedere titlul aproape cumanțe mistice, teologie și filozofie între Orient și Occident, a citi, a studia la generația tânără a zilelor noastre, sau de la zero spre plus infinit. Păi aseară, în timp ce ziceam niște bucură de Marie ca să se deschidă ușa, era aici un grup de tineri, obiectul conferinței mele, și când am auzit conținutul acelor discuții, am zis că trebuia să spun sub zero spre minus infinit. Bun. De obicei, la fiecare conferință, încerc să aleg câte un mod. Pentru conferința asta am ales două moduri, unul din, fără îndoială, Cuvântul Divin, Evanghelia după Ioan, Doamne, la cine să mergem, Tu ai cuvintele vieții veșnice, iar al doilea moto, este un moto pe care l-am găsit în urmă cu 35 de ani, când începeam clasa a doua la biblioteca de la mine din oraș, din Miron Costi, de neamul moldovenilor, nu este alta mai frumoasă și mai de folos zăbavă decât cititul cărților. Și acum să intrăm în tema propriu-zisă conferință, pe care am structurat-o în trei părți, idealul educațional, radiografia în societatea românească și recomandările pe care le propun ca și teolog. A vorbi și a fi preocupat de raportul generației tinere cu cartea înseamnă, în definitiv, a vorbi și a fi preocupat de educație. Iar a vorbi și a fi interesat de educație este într-adevăr ceva celest, situat dincolo de barierele sensibile și de nevoile naturale ale ființei umane, comune până la urmă aceste nevoi și majorității regnului animal. Aici am mai surprins în legătură cu ce înseamnă educația sau faptul că educația constituie o dimensiune fundamentală a omului. Am citit o biografie a lui Charles Darwin, a lui Paul Johnson, și acolo scrie undeva de faptul că în acea călătorie, expediție pe care a făcut-o Darwin între 1931 și 1936, pe acel vas Beagle, vasul amiralității sale, a ajuns în Țara de Foc. La bordul vasului era o femeie și doi bărbați din tribul respectiv, tribul Yagan, care la un moment dat de mici fusese răluați de acolo, crescuți și educați în Anglia. Și văzând acea discrepanță, a spus în felul următor. Dar mi-a scris în subjurnalul său de călătorie în felul următor. Nu crezusem că poate să existe o asemenea diferență colosală între un sălbatic și un om civilizat. Deosebirea este mai mare decât aceea dintre un animal sălbatic și unul domestic. Și cam aceasta este educația. Acest aspect fundamental al umanității, superpozabil altului biologice, paideia, educația, a fost subliniat încă de timpuriu chiar de Aristotel, care spunea că un om educat se deosebește de un om needucat, așa cum un om viu se deosebește de un om mort. Iar mult mai recent, Aldous Huxley afirmă că omul nu se naște om,
și devine om, referindu-se în mod implicit la educație. Fără îndoială, autorul celebrului roman Brave New World nu a negat aici demnitatea inerentă naturii umane, acel imago Dei care subzistă din perspectiva teologiei catolice, chiar și la persoanele cu cel mai severe forme de oligofrenie, ci a subliniat într-o formulă literară simplă și maestoasă, aparent paradoxală, omul nu se naște, ci devine om, tocmai această dimensiune constitutivă a educației, definirea umanului. Încercând o comparație mai plastică, adecvată reverberațiilor ideatice ce provin din exotismul titlului general simpozionului, teologie și filozofie între Orient și Occident, educația, în special a generației tinere, cu formele sale esențiale, cititul și studiul, reprezintă locul de intersecție a două matrici, matricea biologică și matricea culturală. Am intitulat eu spațiul vital dintre Orientul trupesc și Occidentul sufletesc al fiecărei ființe umane. Iar metafora celor doi poli, politic și cultural, aplicată educației, devine și mai expresivă în condițiile în care analiza tematică a conferinței este centrată pe problemele din societatea românească, o societate în a cărei istorie modernă a pendulat și pendulează încă, la modul propriu, între Orient și Occident, așa cum spunea Dimitrie Cantemir, din păcate nu a realizat și nu a reușit să realizeze niciodată o sinteză organică decât anumite suprapuneri efemere. Din unghiul de vedere al specialistului cu aspirații înalte, călit în labirintul teologiei fundamentale și implicit a unor arii din filozofie, a citi și a studia constituie un delednicir firește aproape cotidien. Practic, după ingerarea unei anumite cantități de cunoștințe, după câteva sute de volume îmburcitate, nevoia de lectură se întezește și preia ceva din specificul funcțiilor fiziologice elementare, în sensul că această nevoie de lectură devine nu numai stringentă, dar chiar inconștientă asemenea respirației. Pur și simplu citești sau studiezi, deoarece acesta ajunge să fie status quo-ul tău existențial. Propria viață devine un fel de universitate personală de timp îmboldiat, unde se învață continuu de dragul învățării, iar nu pentru atingerea unor scopuri pragmatice. Cei care se ocupă de politicile publice din domeniul educațional vorbesc de două modele fundamentale ale universității, care astăzi vorbea un distins conferențial, modelul humboldian și modelul napoleonian. Acest model humboldian, avem și noi un specialist la Universitatea din Iași, este vorba de profesorul Robert Reis, care are o carte foarte interesantă, recentă, despre fertilitatea erorilor și vorbește despre modelele acestea universitare. Universitatea de tip humboldian este specifică și urmărește cunoașterea de dragul cunoașterii, plecând de la niște idei ale lui Kant, care spunea că educația trebuie să urmărească căutarea adevărului, iar Universitatea de tip napoleonian urmărește producerea forței de muncă, formarea oamenilor în sensul de a ocupa locuri în economia, de obicei, în economia națională. Iar acest profesor de la Iași spunea că spre sfârșitul secolului 20, făcând el o analiză ale mai multor universități, totuși se remarcă preponderența și predominanța modelului de tip umboldian. Și atunci, pentru omul care citește și care ajunge să depășească un anumit număr de cărți și de studii, pur și simplu viața lui devine un astfel de tip de universitate personală. Fără îndoială, teologii, marea lor majoritate, cel puțin cei din mediul catolic, sunt și preoți și aici am făcut o trimitere la Sfântul Francis de Sales, care ce spunea? Pentru preot, studiul reprezintă al optulea sacrament. Sau trebuie să reprezinte al optulea sacrament. O astfel de obișnuință de a citi își are resortul și particularitatea epistemică și metodologică a teologiei fundamentale, numele nou al vechii apologetici, de a constitui un domeniu de graniță cu ramificații mai mult sau mai puțin stufoase într-o varietate de sfere ale cunoașterii umane. Filozofie, antropologie, psihologie, sociologie, istorie, științe experimentale și așa mai departe. Într-o altă ordine de idei, teologia fundamentală este o disciplină situată la fundamentul și la frontiera discursului teologic. Raportându-ne tocmai la specificul teologiei, respectiv la relația de dependență ontologică fundamentală dintre om și creator, adevărat cărți însă nu reprezintă totul. Adică nu echivalează cu calea spre desăvârșire. Și aici este diferența dintre modelul de educație pe care îl propune
teologia și modelul de educație pe care îl propun alte științe sau domenii, inclusiv filozofia, să ne arătăm care are mușchi mai tare. Ceva de genul ăsta. Din perspectiva teologiei nu este așa. Papa Francisc spunea că un teolog bun, un filozof bun, are o gândire deschisă la cel Marius, mai mult al lui Dumnezeu și al adevărului mereu în dezvoltare. Rezultatul unor acumulări de lectură din perspectiva teologică nu conduce per se la un salt calitativ în materie de credință sau la un salt calitativ în privința vieții spirituale, nici de cum, dar îl poate facilita. În considerarea fundamentului, îl poate facilita actul de credință, în considerarea fundamentului, la care făcea referire și Sfântul Toma de Aquino, fundamentului rațional, care este subiacent, stă sub dedesubtul fiecărui act voluntar, acele preambule fidei de care vorbea Sfântul Toma. În acest sens, studiul și cititul poate influența, într-o anumită măsură, actul de credință. Dar actul de credință în sine implică, în primul rând, voința personală, angajarea și adeziunea întregii ființe umane, nu la un sistem de idei, cum face filozofia și la tot felul de noțiuni, ci la o persoană. Este vorba de a experimenta o relație personală cu o persoană vie, cu Iisus Hristos și cu Dumnezeu. Cum spunea Sfântul Toma, actul celui care crede nu se termină prin enunțurile credinței, ci trimite la lucrul indicat de aceste formule. Deci merge spre însăși Dumnezeu. Așadar, de pe pozițiile epistemice propriei teologie fundamentale, care este deschisă spre dialog și conlucrare cu o multitudine de alte domenii, problema educației, respectiv necesitatea de a citi și a studia la tânără generație, poate fi abordată numai într-o astfel de lumină, opusă spiritului triumfalist și individualist al unui care trăim. O astfel de viziune respinge educația motivată de orgolii și egocentrism, cu scopul suprem al competiției cu ceilalți de dragul competiției și încurajează în mod prioritar apropierea tânărului de adevărul suprem. Se arată în Evanghelia după Ioan, viața veșnică aceasta este să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Cel pe care l-ai trimis, pe Iisus Hristos. De asemenea, teologia fundamentală, sau din perspectiva teologiei fundamentale, se urmărește însușirea și învățarea limbilor de bază ale doctrinei creștine, precum și a unei palete cât mai largi de idei din gândirea sedimentată în 2 milenii și jumătate în spațiul european de cultură și civilizație, o gândire care, din păcate, tocmai în acest spațiu, începe să fie din ce în ce mai mult atacată și, nu știu, se încearcă constituirea sau reconstituirea lumii pe fundamente noi, care, mă, bunul Dumnezeu, știe care, sau, mă rog, ce este în mintea celor care doresc să respingă 2 milenii și jumătate de gândire, civilizație și, până la urmă, 2 milenii de civilizație creștină. Educația recomandată generației tinere din perspectiva bisericii și a teologiei trebuie să urmărească, dincolo de formarea unui caracter moral și creșterea nivelului de cunoaștere, printr-o lectură cât mai bogată și mai diversificată și prin promovarea competiției cu sine însuși în sensul autodepășirii personale. Și aici este diferența dintre cele două modele de competiții. Nu competiția cu ceilalți de dragul competiției pentru a vedea cine e cel mai bun, ci competiția cu tine însuși pentru a merge spre acea desăvârșire. Cu titlul general, idealul existențial suprem pe care îl propun generației tinere a zilelor noastre rămâne cel educațional, care a fost definit de către Aristotel în Etica Nicomahică. Ceea ce este unei ființe specific din natură spre deosebire de altele, este pentru dânsa, pentru acea ființă, și elementul cel mai bun și mai plăcut. Prin urmare, aceasta este pentru om viața după rațiune. Așadar, această viață este și viața cea mai fericită. De altfel, acest model de factură ontologică, axiologică a educației permanente, acest model al educației dezinteresate, a descris și drumul spre constituirea acelei instituții universitare de timp Humboldtian, în secolul al XIX-lea. Cu titlul particular, Marenta a spus de titlul general, idealul educațional nu poate fi atins fără recursul la necesitatea de aprofundare a raportului în care omul se află cu Dumnezeu, cu Creatorul său. Contrar unor curente contemporane anticlericale, potrivit cărora adevărul nu poate fi accesibil decât pe cale strict rațională sau pe cale empirică, această dimensiune teologică a educației de a încuraja studiul și plonjarea în tot felul de arii ale culturii și artelor și chiar ale științelor,
Deci această dimensiune teologică a educației nu afectează cu nimic rolul epistemologic specific pe care l-are știința, filozofia și arta. Din contră, este vorba de o relație de complementaritate. Sfântul Toma de Aquino a exprimat primul această relaționare a facultăților umane în funcție de obiectul lor, susținând chiar superioritatea intelectului în raport cu voința, atunci când acestea sunt considerate în esența lor. Spunea Sfântul Toma, iubirea de Dumnezeu este mai bună decât cunoașterea, pe când cunoașterea lucrurilor corporale este mai bună decât iubirea. Totuși în sine, spune Sfântul Toma, intelectul este mai nobil decât voința. Dacă plonjăm din planul celest al acestor viziuni teologice înalte, asupra idealurilor educaționale, la concretul întrupării acestor idealuri în generația de astăzi, cel puțin acele din țara noastră, riscăm să cădem într-un mod foarte abrupt, într-o mare deznădejde, al cărui remediu parțial se regăsește chiar în conținutul viziunii teologice, sperând. Sperând împotriva oricărei speranțe, cum spune Sfântul Pavel în teologia greco-catolică sau Paul în terminologia romano-catolică în scrisoarea către romani. Nici măcar nu este nevoie de o cercetare sociologică specializată pentru a observa în jurul nostru cât de mare este dezinteresul față de carte ca expresie materială a cunoașterii. Și totodată putem observa cu ochiul liber care sunt consecințele dezastroase, mai ales cele din planul psihocomportamental, ale lipsei contactului cu carte. Un studiu exemplificativ al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, care s-a desfășurat în anul 2015 în cadrul programului special PISA, care este destinat testării elevilor de 15 ani din mai multe țări pe trei criterii, trei dimensiuni, citit, aptitudini matematice și cunoștințe științifice. Ce ne spune studiul acesta? Plasează România pe penultima poziție între cele 28 de state din Uniunea Europeană la indicatorul performanțe de citire cu o pondere de 38,7% din persoanele cu vârsta de 15 ani care se situează sub nivelul PISA 2, adică este nivelul analfabetismului funcțional. De asemenea, la performanțele în matematică, România se situează pe antepenultima poziție între cele 28 de state UE cu o pondere de 39,9%, iar în ceea ce privește performanța în științe, pe penultimul loc cu 38,5%. Conform ediției online a ziarului financiar din 17 august 2018, care se bazează pe o analiză Eurostat, doar un sfert din tinerii români de 20 de ani au citit mai mult de 5 cărți în ultimele 12 luni, fără ca acest studiu să ne spună dacă sunt manualele universitare, școlare sau alte genuri de studii. Fiind cel mai redus procent din regiune, cu mult sub ponderea tinerilor din țările nordice, spre exemplu. De asemenea, acest studiu vorbește despre lipsa librăriilor. În mediul rural din România s-au identificat 7 librării. În mediul rural. Și acolo, acelea sunt comune pe care de a deveni, printr-o mișcare de condei, oraș. Tot potrivit unui studiu Eurostat publicat la cererea Federației Editorilor Europene în 2017 și citat în Dilema Veche, relevant pentru aprecierea consumului infim de carte în România, se arată în felul următor. Din piața de carte a Uniunii Europene, o piață de 22,5 miliarde de euro, Germania deține cea mai mare cotă de piață de 9 miliarde de euro, Franța și Marea Britanie, fiind urmată de Franța și Marea Britanie, 2,5-2 miliarde de euro, în timp ce România e în grupa 50-100 de milioane de euro. Între 0,22, am făcut eu o socoteală, 0,45%, fără ca acest studiu să ne spună dacă aici este vorba și de manualele din învățământul primar, gimnazial, eu cred că e vorba și de asta. Deci vă dați seama care este nivelul consumului vânzării de carte în această țară. La categoria adulții care au citit mai mult de 10 cărți pe an, există și un astfel de criteriu, în anul 2011, de atunci este statistica Eurostat, procentele erau următoarele. Islanda 35%, Luxemburg 24%, Germania 22%, Ungaria 14%, România 2,8%. În consecință, dacă adulții nu citesc suficient, cum să-i putem pretinde generații tinere să citească mai mult? Vox verbi sonat, vox exempli tonat. Vocea exemplului sună, vocea cuvântului sună, vocea exemplului tună. Reprezintă un fenomen de notorietate care nu mai necesită vreo analiză sociologică pentru a confirma cât este de răspândit utilizarea de către generația tânără pe scară foarte largă, de la un an până la 18 ani, a smartphone-urilor și tabletelor, însă, din păcate, nu pentru informare sau în scopuri autoeducative, ci pentru entertainment și
comunicarea în social media. Este adevărat că prin mijlocul tehnologiei accesul la informație poate deveni mult mai facil și că se pot constitui adevărate biblioteci electronice. Dar acest adevăr este prea puțin important în contextul interesului scăzut pentru lectură, cel puțin în societatea românească. Ca atare, nu ne aflăm nici de cum în era digitală cărții, acest lucru fiind valabil pentru întreaga piață europeană de carte, unde tot formatul clasic continuă să formeze regulă. Potrivit statisticilor la care am făcut referire, din acea piață europeană de carte, doar 6-7% este cartea în format digital, cu ponderi mai mari în anumite state, de exemplu Danemarca 18%, Marea Britanie 17%, Franța 6,5%. România nu avem statistici, deci vă dați seama care ar fi ponderi. Sub zero. Raportându-ne chiar la schimbările tehnologice foarte rapide ale suporturilor electronice de stocare a informațiilor, și aici eu sunt de acord cu Umberto Eco, el a intuit foarte bine, într-un articol din 2013, cu e frică de tigri de hârtie, că dispariția formatului de hârtie este încă departe, al cărții este încă departe. Chiar și astăzi, zice Eco, cărțile mai au încă o importanță fundamentală pentru transportul și stocarea informațiilor, pentru că s-a dovedit științific că au supraviețuit ca prin minune cărți tipărite acum 500 de ani, în timp ce nu putem susține științific că suporturile magnetice utilizate astăzi ar putea supraviețui mai mult de 10 ani. Mă, dacă ne gândim la dischetele din anii 80 sau 90, care nu mai pot fi utilizate, numai dacă scos din pivniță pentru 286. În orice caz, în conformitate cu analiza acelui celebru gânditor italian, suporturile moderne par să urmărească mai mult, și eu cred că aceasta este menirea lor principală, răspândirea informației decât păstrarea ei, despre toate suporturile mecanice, electronice și electrice, ori știm că nu durează prea mult, ori încă nu știm cât ar putea dura și probabil că nu o să știm vreodată, ne spune Eco. Mai am două pagini. Paradoxal, în ciuda avansului tehnologic fără precedent al omenirii și al accesului a aproape jumătate din populația planetei la internet, așa cum remarcă într-o carte publicată recent la editura Polirom, un profesor de la Harvard, Tom Nichols, este vorba de cartea Sfârșitul competenței, discreditarea experților și campania împotriva cunoașterii tradiționale, o carte extraordinară, care am început să o citesc. Ce ne spune acest profesor? Trăim vremuri periculoase. Niciodată oamenii nu au avut acces la atât de multă cunoaștere, număr atât de mare, fără ca totuși să învețe ceva. Pare că am ajuns mai ales în privința noii generații, din nou la profeția lui Marshall McLuhan, în anii 60, lansată în contextul creșterii interesului față de televizor, în raport cu cel față de cartea tipărită. El vorbea acolo despre apusul linearității alfabetice și dominația imaginii, care tradus într-o limbă mai simplă, înseamnă că lumea nu mai citește, ci se uită la televizor. Astăzi, lumea nu mai citește, ci butonează telefonul, stă pe chat, Facebook și așa mai departe, sau își ia informațiile din tot felul de surse și de site-uri, care sunt site-uri care dau informații contradictorii. Unul zice ceva, pe celălalt zice altceva. Nimeni nu are pretenția ca tinerii zilelor noastre să fie asemeni unui personaj dintr-un roman al unui scriitor portughez, Ruiz Zinc, cititorul din peșteră, care era un monstru pe care îl chema Hannibal Lector, care trăia într-o peșteră și citea și recitea cu nesați toate cărțile care s-au aflat pe un vas naufragiat și care a fost momit de către niște marinari care vreau să-l vâneze, cu nimic altceva decât cu o nouă cală plină de cărți. De asemenea, nimeni nu are pretenția ca marile opere ale gândirii omenirii, ale gândirii teologice și filozofice în special, să fie devorate din prima de membrii tinerei generații, în condițiile în care și cei care acced la titlurile și gradele universitare, de-abia le mai citesc în mijlocii. Ceea ce recomand cu căldură înainte de orice, este conștientizarea necesității de a citi ca o nevoie specific umană, parte esențială a educației și formarea unei atitudini proactive față de lectură, inclusiv prin apelul repetat la rugăciunea personală. Fără îndoială, aceste lucruri nu se pot dobândi prin constrângeri exterioare, cel puțin după o anumită vârstă, decât exclusiv prin eforturile și mecanismele interioare proprii fiecărei persoane. În acest sens, Schopenhauer a sesizat un aspect psihologic deosebit de subtil, se mai făcea și astăzi referire la niște aspecte în acest sens, vele non discitur. Nu poți învăța să vrei. Apoi, după conștientizarea și internalizarea nevoii de a citi, care e primul pas, acestea sunt recomandările mele și finalul conferinței,
Urmează selecția. Aici avem iarăși o problemă. Karl Rahner vorbea de, folosea un concept foarte interesant, concupiscență gnoseologică. Trăim într-o lume care și în piața asta de carte destul de redusă, care este România, pur și simplu ești bombardat cu o sumedenie de titluri încât nu mai poți să faci, să-ți pierzi criteriile de selecție. Săptămâna trecută a fost la Oradea târgul de carte Gaud de Amos, m-am dus și pur și simplu nu, am ieșit la un moment dat afară, pentru că nu știam ce să aleg și să-mi fac o anumită ordine în mine. Există anumite rețete prefabricate care, zic eu, au un anumit rol, anumite cărți care vor să te facă să citești anumite cărți. De exemplu, chiar unele cărți foarte bune. Harold Bloom, Canonul Occidental, 1001 cărți de citit într-o viață, 1001 de cărți interzise, 100 cele mai importante cărți din istoria omenirii. Sau, de exemplu, o istorie a filozofiei în romanul extraordinar Lumea Sofiei, a lui Jostein Gardner. Sau în spațiul cultural românesc, este Dance Mihăilescu, editor, cărțile care ne-au făcut oameni. Unde sunt interviuri cu o serie de oameni intelectuali de primă mână din societatea noastră, care dau câte o listă de cărțile care au făcut ei oameni. Această opțiune se bazează pe principiul superiorității cunoștințelor dobândite prin învățare față de cele dobândite proprii sensibili. Adică, este mai important, din punctul meu de vedere, nu a recurge la, deși și ele sunt bune, ci la recenzia personală a celor din jurul tău. Față de mine personal, are mai mare efect dacă cineva din jurul meu îmi recomandă o carte decât dacă citesc o recenzie într-un ziar sau în altă parte. Sfântul Toma scria în acest sens, de veritate, că prin alegerile proprii ne situăm în zona descoperirii, că rațiunea naturală ajunge prin ea însă la cunoașterea lucrurilor necunoscute. Iar când cineva ajută din afară rațiunea naturală, această modalitate, inclusiv în cazul recomandărilor de lectură, corespunde învățării și este superioară. În final, privită de jos, de pe pământul ignoranței sau al cunoașterii mărunte, idealurile educaționale menționate anterior par a fi ruptă dintr-o lume total ininteligibilă și intangibilă, dar odată ce urcăm spre înălțim, călcând pe treptele cărților citite, această intangibilitate și ininteligibilitate devin din ce în ce mai fragile. Dickens spunea într-un roman, prietenul nostru comun, o chestie foarte interesantă și aparent paradoxală, spune în felul următor. Niciun om care știe să citească nu se uită vreodată la o carte, fie ea și închisă pe un raft, cum se uită unul care nu știe să citească. Din optica cercetătorului teologie fundamentală și filozofie, există cel puțin credința în posibilitatea construcției și reconstrucției unui edificiu personal al cunoașterii prin intermediul cititului și studiului, pornind de la zero. Iar ea se bazează pe credința și speranța în eficacitatea acțiunii Harului Divin. Totodată, la polul opus, deoarece cele două domenii au ca obiect epistemic și teologia și filozofia absolutul și nedeterminatul, cunoașterea poate tinde spre infinit, fără nicio limită impusă sau autoimpusă, ceea ce este de-a dreptul seducător. Și totuși, din postura condiției noastre umane limitate, transpare o întrebare. Nu vom refuza la un moment dat tocmai calea spre infinit din cauza limitărilor noastre? Nu vom proceda oare, asemeni personajului din Cartea de Nisip a lui Borges, o carte cu pagini infinite, niciuna nu era cea din prici, niciuna cea din urmă, care, considerându-o la un moment dat un obiect de coșmar, un lucru nefiresc ce infesta și pervetea realitatea, a furișat-o la un moment dat pe unul din rafturile bibliotecii unde lucrase, în subsol, sperând să nu o mai vadă niciodată. Mulțumesc. Din păcate, și de data aceasta nu s-a dat timp de discuții cu el decât în jurul unei pizza în curând, pentru că vrem să terminăm întâlnirea noastră pe o notă mai poetică.